Salutare și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom face o delicioasă prăjitură cu blat cu nucă, cremă de lămâie și cremă de frăguțe. Pentru început vom avea nevoie de un blat cu nucă. Rețeta blatului o voi lăsa în cutia de descriere, jos sub video. Vom da blatul deoparte și vom face prima cremă. Pentru prima cremă vom avea nevoie de 220 ml smântână pentru frișcă sau frișcă lichidă foarte rece. Mixăm frișca. Este gata frișca noastră. Acum o vom da deoparte și în alt bol vom adăuga 90 de grame lapte condensat, 50 ml zeamă de lămâie și, dacă doriți, puteți adăugați, pentru a avea o culoare frumoasă, 2-3 picături de colorant alimentar. Și amestecăm. După ce am amestecat bine, vom adăuga puțin câte puțin frișca bătută și amestecăm ușor. Am adăugat toată frișca, vom amesteca bine și gata este crema noastră. Uitați cât de bine arată! Acum vom avea nevoie de blat. Blatul meu este de 16 cm. Vom pune deasupra crema de lămâie. Vom nivela să fie cât de cât egal pe toată suprafața blatului. Această cremă este foarte bună, ideală pentru torturi, prăjituri și, de altfel, nu este deloc grețoasă. Am pus crema, iar acum vom da prăjitura la frigider și ne vom apuca de cea de-a doua cremă. Pentru cea de-a doua cremă vom avea nevoie de 2 linguri de mascarpone rece, 45 de grame de zahăr sau xilitol, 250 ml frișcă lichidă, rece sau smântână pentru frișcă și vom mixa. După un minut de mixare, vom adăuga 2 lingurițe pastă de frăguțe. Dacă nu aveți acest tip de pastă de frăguțe, puteți să puneți un culis de căpșuni, frăguțe, piersici, ce aveți prin casă. Acum vom pune stratul de cremă cu gust de frăguțe, așa cum vedeți în imagine. Vom nivela frumos pe toată suprafața. După care vom da prăjitura la frigider pentru aproximativ 30 de minute. Au trecut cele 30 de minute, acum vom scoate prăjitura cu grijă din formă. Vom decora prăjitura cu nucă măcinată. Și gata este prăjiturica noastră. Este o prăjitură foarte ușor de pregătit și este foarte bună. Trebuie să încercați această rețetă. De altfel, dacă nu doriți să faceți un blat, puteți să puneți pur și simplu biscuiți sau pișcoturi. Uitați cât de bine arată! Este foarte cremoasă și delicioasă!
Dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună, numai bine și mulți pupici! Pa, pa!